Ce este însă variola maimuței? Care este diferența dintre variola maimuței și variola umană clasică, pe cea pe care o cunoaștem? Vom afla în această dimineață și desigur dacă este atipic sau nu pentru bătrânul cu întinență, avem parte de variola maimuței. Alături de mine este domnul Boris Gâlca, doctor în medicină, șef Direcției Asistență Medicală și Socială Municipiul Chișinău. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă întreb dacă este atipic sau nu pentru Europa să avem parte de variola maimuței. Istoric, deci acest virus se cunoaște din 1958, când în Danemarca, în baza unei cercetări, s-a depistat acest virus la maimuță. Primul caz înregistrat de transmitere la om a fost în 1970. A rămas în toți acești ani o infecție endemică doar pentru Africa. Și iată, deja doar din acest an, el cumva, dacă putem spune, a emigrat și pentru alte continente, alte țări. Astăzi, Organizația Mondială a Sănătății raportează acest virus deci, la om în 75 de țări. Un număr general, deci sub 20.000 de persoane infectate la nivelul acestor noi țări endemice. Tot Organizația Mondială a Sănătății spune că, în fapt, variola maimuței, bine, denumirea vine de la maimuță, dar nu înseamnă că deci, există o transmitere directă de la maimuță către om. Tot Organizația Mondială a Sănătății spune că, de fapt, riscul pentru variola maimuței în lume este unul moderat. Doar în zona europeană, spune OMS, este un risc crescut. Și acest lucru a fost raportat, de aceea OMS a decis să instituie stare sanitară de urgență pentru variola maimuței în lume, cu toate că atenția sporită este pentru Europa. Este cu totul altceva decât o altă infecție virală. În primul rând trebuie să spunem că da, variola maimuței este și rămâne o infecție virală, însă nu trebuie să facem cumva legătură, evident, cu COVID-ul sau cu altă infecție virală. Se transmite preponderent și, de fapt, unica cale de transmitere este prin contactul strâns, contactul apropiat, strâns și de lungă durată, fizic, dintre două persoane, cum ați menționat și dumneavoastră, de la o persoană care deja este infectat. Preponderent, cel puțin așa spun evidențele statistice, preponderent absolut, boala este depistată la bărbați, se face legătură cu inclusiv cu bărbații care fac sex cu bărbați și metodele de fapt de protecție, de preîntâmpinare, de protejare ține de fapt de educație, în primul rând, de, spunem așa, un bun comportament social și, desigur, de respectarea celor reguli igienice care sunt valabile pentru orice infecție virală. Spălatul mâinilor, dezinfectarea mâinilor cu alcool și așa mai departe. Domnule Gâlca, vreau să vorbim despre gravitatea variolei maimuțe. Vreau să ne spuneți cât de gravă este, cum se manifestă. Vă întreb acest lucru pentru că am văzut că sunt două tipuri de variola maimuței. Una dintre ele are o mortalitate de 1%, alta are 10%. Cum se manifestă? Cât de atenți trebuie să fim și, desigur, indiferent acum dacă se manifestă mai blând sau mai grav, trebuie să mergem la un specialist. Categoric, primul lucru care trebuie să facem, dacă avem o suspecție, indiferent de dacă avem niște erupții pe piele, niște iritări, niște leziuni, febră, avem cumva deci ganglioni limfatici măriți, trebuie imediat să mergem la medic pentru investigație. Despre gravitate, ce să vorbim? Deci, gravitatea este individuală. Ați menționat și dumneavoastră, există două tulpini sau două tipuri de acest virus, variola maimuței, unul numit vest-african și central-african. Statistic chiar spunem că din 100 de oameni infectați cu acest virus, unul poate să decedeze. Deci, oricum, este o problemă, o întrebare majoră de sănătate publică. Gravitatea, deci, este individuală, după cum spuneam.
În general, este foarte interesant că această infecție, odată contractată, ea trece fără tratament. Dar este recomandată, în primul rând, izolarea pe 21 de zile. Tratamentul poate fi doar simptomatic și necesită, de fapt, responsabilizarea deplină a persoanei infectate. Desigur că este foarte important zonele endemice, dacă se călătoresc în aceste zone, și populația trebuie să cunoască că, în primul rând, dacă călătoresc în zonele endemice, să spunem, în Africa, dar iată că acum și în Europa, deci trebuie să fie foarte precauți cu distanțarea fizică, cu igiena, cu, după cum spuneam, cu comportamentul social decent și așa mai departe. În Republica Moldova, noi la moment au fost înregistrate, sau cel puțin până la moment au fost înregistrate două cazuri. Unul a fost un cetățean străin și altul un cetățean moldovean care a revenit de peste hotare. Sunt în stare gravă, medie, ușoară? Deci au fost în stare medie, deci primul caz este în reconvalescență, a doilea este sub urmărire și tratament, dar cel puțin la moment nu prezintă grave probleme de sănătate. Oricum, ziceam că este o infecție virală nouă care iată că se răspândește în zona europeană și se pare că avem tot mai multe provocări virale. Uitați, am avut acest virus COVID-19, iată apare variola maimuței, deci este cu certitudine important să fim precauți. OMS la această etapă, Organizația Mondială a Sănătății, la această etapă nu recomandă vaccinarea în masă. Depistarea acestui virus se face prin același test PCR, deci care este disponibil și în Republica Moldova, de aceea, da. Dacă reveniți din călătorie de peste hotare, dacă aveți suspecție că ați avut un contact strâns fizic sau a stat într-un spațiu într-un anturaj, neapărat, și aveți careva suspecție, neapărat mergeți la medic, faceți acest test și, în dependență de rezultat, deja va fi monitorizarea respectivă. Dar vreau să vă întreb care ar fi diferențele față de variola clasică, cea cunoscută, pentru că suntem familiarizați cu acest termen și dacă vaccinul pentru variola umană, cea cunoscută de noi, poate să te ajute și în cazul variolei maimuței. Bună întrebare. În primul rând, partea bună este că variola maimuței este mai puțin periculoasă pentru om decât variola umană. Noi cunoaștem variola umană, avem vaccinarea împotriva acestei variole și desigur că vaccinarea ajută. Totuși, variola umană în cazul de contactare este mult mai, spunem așa, mult mai periculoasă. Am înțeles. Și vreau, pentru că dumneavoastră deja ați menționat că trece prin tot felul de provocări, în introducerea acestui subiect ați spus că la finalul anilor 50 a fost depistat acest virus inițial la maimuțe, ulterior în cam două decenii a ajuns și la om. În 2022, după ce am trecut prin pandemia de COVID-19, acum vorbim destul de mult și de variola maimuței, suntem într-o perioadă în care suntem poate mai sensibili sau suntem mai deschiși? Nu știu cum s-ar explica lucrul ăsta. Ziceam că avem o nouă provocare globală, avem această provocare epidemiologică prin apariția diferitor noi tipuri de virusuri, diferite tulpini. Nu sunt profet, dar cred că această provocare va continua. Este important să înțelegem că se fac cercetări avansate în toate aceste domenii. Trebuie să ascultăm de sfatul medicilor, apar și vor apărea în continuare deci, metodele de protecție prin vaccinare și deci, an de an și perioadă de perioadă vor apărea vaccinuri pentru toate tipurile virale, mai noi și mai noi. Suntem noi mai predispuși din diverse motive, oamenii, față de aceste virusuri? Sau ele, pentru că toată lumea știe că virusul se adaptează și reușește să facă o adaptație? Virusul se adaptează, virusul face mutații, apar noi tulpini. Probabil am putea face legătura cu mobilitatea sporită. Deci avem libertatea de circulație. Unde s-a mai văzut anterior ca cineva să
aibă atât de multă libertate, multă libertate de a se mișca, să viziteze practic orice continent, orice țară, să ajungă oriunde și, de fapt, ființa umană este o ființă foarte curioasă. Vrea să cunoască, vrea să comunice, vrea să stea în contact direct cu persoanele, uneori are un comportament indecent și, iată, toate aceste urmări irresponsabile pe alocuri aduc, iată, la importul acestor noi infecții. Probabil, zic, aceste provocări vor continua, însă colegii și în Republica Moldova și la nivel mondial în sănătate publică sunt în alertă, vin cu recomandări, vin cu măsurile de protecție, vin cu informarea și educarea populației pentru un mod sănătos și atent de viață, de protejare. Asta pot să vă spun. Vreau să vă întreb, pentru că în Republica Moldova am avut destul de multe cazuri și în continuare, din păcate, avem cazuri de COVID-19, persoane care în continuare suferă și de acest virus. Pentru persoanele care au suferit în perioada recentă sau cei care suferă, ar trebui să fie un mod de îngrijorare în plus în cazul în care contactează variola maimuței, se manifestă mai dur la cei care sunt sau au avut un alt virus? Nu există studii. Deci trebuie să spunem că variola maimuței, bine, ambele infecții virale, și COVID-19 și variola maimuței, sunt relativ infecții noi. Deci noi vorbim despre virusul COVID-19 de, iată, de aproape 3 ani, de 2 ani și jumătate. Vorbim despre variola maimuței doar din luna mai, deci practic avem doar 3 luni, să spunem, de când vorbim despre această infecție. Nu există studii care ar demonstra interacțiunea sau legătura și cumva suprapunerea acestor infecții. Cert este că în ambele tipuri de aceste infecții protejarea este igiena personală, distanțarea, dezinfectarea și, de fapt, în cazul de COVID-19, unica măsură de protecție rămâne vaccinarea. Folosesc această ocazie, dați-mi voie. Suntem și în ajun de anul școlar, suntem îngrijorați cum vom începe acest an școlar, dacă va fi el epidemiologic în siguranță. La această etapă putem spune că da, vom fi în siguranță și nu vor mai exista, sperăm noi, lecțiile online cauzate de infecția COVID-19. Totuși, vaccinarea rămâne unica metodă de protejare, atât pentru adulți, cât atenție și pentru copiii de la 12 ani care sunt eligibili pentru vaccinare împotriva COVID-19. Mesajul meu pentru părinți ar fi să se responsabilizeze, să meargă la medic, să consulte, să se informeze de la medic pentru a-și vaccina și copiii de la 12 ani. Cu regret, dacă chiar avem o rată de vaccinare foarte înaltă în Republica Moldova, în special în Chișinău avem circa 50% rata de vaccinare, cu cei vaccinați pe secotare COVID ar fi sub 70%, la copii avem inversul. La nivel de țară, la nivel național, doar 4 copii eligibili pentru vaccinare după 18 ani sunt vaccinați. Este foarte puțin. Ar putea de la 1 septembrie să avem careva focare. Medicii și managerii de școli cunosc deja cum să acționeze, nu ne mai sperie, noi suntem pregătiți, dar totuși vaccinarea salvează vieți. Asta trebuie să ținem minte. Și în același timp, igiena, să nu uităm de igienă. Acum, indiferent, chiar dacă ar dispărea COVID-19 sau variola maimuței, oricum trebuie să avem mare grijă de igienă pentru a nu apărea alți virusi în viitorul apropiat sau îndepărtat. Sperăm nici virusul COVID-19 să nu mai găsească un mod de adaptare la tot ce se întâmplă, pentru că și el se adaptează la fel cum și oamenii se adaptează și acest lucru este demonstrat și prin tulpinele pe care le-am avut în ultimii ani. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Mult drag, sunteți o emisiune extraordinară, sunteți o echipă extraordinară. Bravo, Moldova 1. Mulțumim mult, vă mai așteptăm cu mare drag, pentru că ne-am dorit să fim informați, iar atunci când suntem informați știm și cum să acționăm și ce ar trebui să facem.